PSD acuză guvernul că a creat haos după liberalizarea prețurilor la energie, iar măsura luată de liberali îi împovărează acum pe români. Socialdemocrații acuză că guvernul Câțu a lăsat piața liberă exact în cel mai prost moment cu putință, momentul în care producția națională este mult sub necesar. Sute de mii de români nu își vor putea achita facturile în lunile următoare, spune liderul PSD Gorj Mihai Weber, care crede că scumpirea alimentelor și prețului la gaze și energie electrică va duce la revolte publice. Această coaliție nocivă pentru România, PNL-USR, a dorit să preia puterea în România, lucru care s-a și întâmplat. Una dintre primele măsuri pe care le-au luat acești guvernanți a fost de a liberaliza prețul la energie și gaze naturale. Lucru care a condus la o reacție devastatoare, o creștere a prețurilor la servicii și la produse, care, într-un cuvânt, a condus la sărăcirea populației. Noi am tras semnale de alarmă de-a lungul timpului privind impunerea unor măsuri, tocmai de a stabiliza acest preț al energiei și al gazelor naturale. Am venit cu o propunere sau cu un set de propuneri legislative prin care se dorește plafonarea prețurilor la energie și gaze naturale și, de asemenea, repartizarea profitului uriaș pe care anumite companii le face către consumatorii vulnerabili. Și aici mă refer nu numai la persoanele fizice, ci și la persoanele juridice, la IMM-urile care au parcurs o perioadă extrem de grea și toate aceste dublări de prețuri sau majorări de prețuri conduc, dacă vreți, la faliment și la pierderea locurilor de muncă a angajaților respectivelor societăți. Am depus acest proiect legislativ, deși lucrul ăsta trebuia făcut foarte simplu, printr-o ordonanță de guvern. Acest guvern putea să o facă dacă se dorea. Exista o lege a consumatorilor vulnerabili, dar cu aplicabilitate din 2022. Socialdemocrații vor depune în Parlament un proiect de lege prin care prețurile la energie electrică și gaze naturale să fie plafonate pentru 6 luni la o medie a perioadei martie-septembrie 2021 pentru consumatorii casnici. Totodată, proiectul prevede că statul va suporta 50% din scumpiri pentru consumatorul final.